Proiectul reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în municipiile Vaslui, Huș, Bârlad și Orașul Negreș este în curs de implementare. Daniela Grigoraș, purtătorul de cuvânt al Aqua Vases a Vaslui, spune că stadiul de realizare este unul conform graficilor de execuție. De asemenea, și proiectul sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire este aproape de final. În mod concret, în departamentul UIPA la Aqua Vases se desfășoară la acest moment două proiecte. Primul este cel la care v-ați referit dumneavoastră, fazarea proiectului reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare din aglomerările Vaslui, Bârlad, Huș și Negrești. În mod concret avem în derulare 4 contracte de lucrări, unul la nivelul municipiului Vaslui, unul la nivelul municipiului Huș și unul în Negrești. Stadiul fizic de realizare al acestor contracte spunem noi că este destul de avansat, în sensul că la Vaslui avem un progres fizic de 56%, la Huș avem un progres general de 85,6%, iar la Negrești cele două loturi, respectiv stația de tratare și stația de epurare Negrești, avem un progres general de 40% și 6,58%, respectiv 51,39%. De asemenea, avem un alt contract de lucrări în procedura de evaluare, mai exact contractul de lucrări aferent municipiului Bârlad. Este încărcat a cincea oară în SEAP și de data aceasta avem un ofertant. Oferta tehnică, economică și financiară se află în acest moment în evaluare, în fața Comisiei de Evaluare. Dacă doriți, aș putea să fac niște precizări scurte și cu privire la cel de-al doilea proiect. În mod concret, cel de-al doilea proiect se referă la pregătirea aplicației de finanțare a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vaslui. Și aici putem spune că ne aflăm într-un stadiu relativ avansat. Studiul de fezabilitate, în formă revizuită, ar trebui înaintat către Aqua Vases undeva în cursul următoarelor două săptămâni, forma revizuită fiind cerută de condiționalitățile Agenției Naționale pentru Arii Protejate, precum și a observațiilor formulate de către Jespers. Apreciem ca undeva, spre sfârșitul anului, cel târziu începutul anului următor, această documentație să fie declarată admisibilă și să fie înaintată spre aprobare Comisiei Europene. Studiul acesta de fezabilitate, v-am spus că este revizuită, deci el practic este întocmit într-o formă foarte avansată, din punct de vedere tehnic este complet. Acum, revizuirea se referă mai mult la aspecte care țin de instituțional, de financiar, economic. Deci apreciem că estimarea noastră este realistă. Valoarea celor două proiecte depășește 400 de milioane de lei noi.